Nenorocirea s-a petrecut în localitatea constanțeană Mihail Cogălnicianu, acolo unde victima a fost adusă cu forța de cei trei agresori, doi bărbați și o femeie. Potrivit polițiștilor, aceștia s-au dus pe nepusă masă la locuința ciobanului, situată în satul Dorobanțu, și odată ajuns și acolo au început să-i ceară socoteală. Se pare că motivul de scandal a constituit dispariția mai multor oi de la ferma unde ciobanul era angajat. Pentru că omul nu le-a oferit explicațiile pe care ar fi vrut să le audă, aceștia și-au făcut singuri dreptate. L-au luat cu forța de la ușa casei și l-au vurât în mașina cu care veniseră, apoi au demarat în trombă. Pe drum, agresorii i-au împărțit pumni și palme ciobanului, iar după ce l-au amețit bine, unul dintre ei i-a smuls telefonul mobil din buzunar împreună cu toți banii pe care i-a găsit. După ce l-au bătut și l-au tâlhărit, l-au abandonat pe mijlocul drumului, fără ca nimeni să-l poată ajuta. Norocul omului a fost că un trecător l-a observat și a sunat imediat la 112. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța, unde i-au fost acordate îngrijirile de care avea nevoie. Cât despre agresori, aceștia au ajuns pe mâna poliției. Polițiștii secției 4 rurale Constanța cercetează în stare de reținere trei persoane care la data de 4 septembrie au agresat o persoană care domiciliază în satul Dorobanțu. Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, tâlhărie și violare de domiciliu. Polițiștii secției 4 rurale Constanța au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs agresiunea. Între timp, agresorii se află în continuare în stare de arest preventiv.